Într-una din zile m-a sunat un frate de la noi din biserică și mi-a zis așa: frate Stelica, am un băiat pe nume Mario de 12 ani și tare mult îi place cum cântați la acordeon și tare mult îi place acordeonul. Și spunea el: și mie mi-a plăcut acordeonul în viață, dar numai că n-am apucat să învăț. N-ați vrea să veniți să îl învățați să cânte la acordeon? Și am spus: ba da. N-ai putea să mă ajut și cu un acordeon, să-i cumpăr un acordeon la băiatul meu, pentru că nu știu unde să apelez? Și a zis: ba da, vă ajut. Și spunea el: chiar dacă n-am toți banii și o să mai împrumut ceva, vreau să dau posibilitatea la copilul meu să facă ceva pentru Dumnezeu. Și am promis omului acesta că îl ajut. Am închis telefonul, mă pregăteam să caut un acordeon, am căutat un acordeon, era destul de scump, dar el mi-a spus la telefon: nicio problemă, fac tot efortul ca să-l iau. După câteva zile, aflu o veste tristă. Bărbatul ăsta care m-a sunat curăța zăpada de pe balconul casei. O alunecat de acolo, o căzut, s-a lovit puternic la cap. O stat 30 de zile în comă. S-au rugat biserici din toată țara și din Europa. Și așa a rânduit Dumnezeu pe bărbatul ăsta să-l ia acasă. Mă întorceam de la satul mare într-o seară împreună cu fratele Virgil, păstorul nostru, și mergeam spre casa noastră și am ajuns acasă mai spre dimineață luni. Când am ajuns, la mormântarea la acest frate. Când m-am uitat peste biserică, era o biserică aproape toată îmbrăcată în negru, că era dintr-un neam mare. Atâtea suflete triste acolo, și printre care era și Mario, băiatul ăsta de 12 ani. Când a văzut că am intrat în biserică, a mers imediat la mama, cu toată durerea, și a spus: mama, a venit fratele Stelica, oare mi-a adus și acordeonul? Pentru că eu am promis lui tata că o să învăț la acordeon și o să cânt. Oare mi-a adus acordeonul? A trecut ziua mormântării. A doua zi de dimineață, marți dimineața, am primit un telefon de la Mario. Și mi-a spus așa: frate Stelica, sunt Mario, cu voce stinsă. N-ați vrea să mergeți, dacă ați găsit acordeonul la care l-ați promis lui tata că o să mi-l luați, n-ați vrea să mergem să luăm acordeonul ăla? Pentru că dorința lui tata a fost ca eu să învăț la acordeon și să-l laud pe Dumnezeu. Acum tata nu mai este. Dar îmi răsună în minte dorința lui și vreau să-i îndeplinesc. Și vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu, să-l slujesc pe Dumnezeu prin cântare. I-am zis: Mario, fac tot posibilul. A mers aproximativ 70 de kilometri până la familia respectivă din am găsit să iau acordeonul. Și vă mărturisesc ceva. Copilul ăsta de 12 ani, cât am mers încolo și până m-am întors înapoi, în continuu mi-a vorbit despre cer. Și spunea: am avut un tată bun, dar acum tata a plecat în cer. Și spunea așa: dacă ar fi momentul ăsta să aleg între a rămâne cu mama și cu frățiorii mei pe pământ și între a mă duce în cer, eu aleg să mă duc în cer, că acolo e plecat tata. Eu aleg să mă duc în cer. L-am încurajat pe copilul ăsta și am spus: Mario, dacă o să o slujești pe Dumnezeu cu toată inima, tu nu vei ajunge în altă parte decât în cer, acolo unde e și tata. Și îmi spunea copilul ăsta: eu vreau să cânt despre cer, eu vreau să ajung în cer. Când am ajuns acasă, înainte de a lăsa acasă, am întrebat: Mario, spune, care e cântarea, prima cântare pe care vrei să o înveți tu la acordeon? Și n-a stat foarte mult pe gânduri și mi-a spus așa: prima cântare pe care vreau să o învăț la acordeon e cântarea asta pe care o cântați cu frații Strugariu. Și spune așa: era preferata lui tata, spunea el. Ce frumos va fi în ceruri când durerea se va termina și vom sta cu tine la masă veșnic, ne vom bucura. Și refrenul cântării l-a încurajat pe Mario și vă poate încuraja pe dumneavoastră în seara asta. Spune așa: dar până atunci, bucurați-vă și în necaz, chiar dacă curg lacrimi pe obraz, eu sunt cu voi în orice ceas. Frații mei, un copil de 12 ani s-a mai gândit la cer. Poate sunteți aici oameni mai în vârstă sau mai tineri. Când a fost ultima dată când v-ați gândit la cer? Să știți că eu nu sunt mulțumit, cum spun unii, să fiu ultimul după ușă. Că știți care e cea mai mare tragedie? Să te trezești în fața ta cu o ușă închisă. Eu aș vrea să fiu atât de aproape de Dumnezeu. Știți cât de aproape? Cum spune în cântare. Și voi sta cu tine la masă.
Eu vreau să stau la masă cu Domnul, de asta alerg, de asta îmi las familia, de asta ne sacrificăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, că într-o zi, asta e nădejdea noastră, noi vom ajunge în cer. Nu știu care e nădejdea dumneavoastră, dar noi ne dorim într-o zi să ajungem în cer. Dacă ați observat, cântările noastre, majoritatea sunt despre cer. Pentru că de ce să cântăm despre altceva? Că spre cer mergem. Să cântăm cu toată biserica ce frumos va fi în cerul și gândul nostru și inima noastră să zboare într-acolo. Amin. Ce frumos va fi în cerul când durerea se va termina și vom sta cu tine la masă, veșnic ne vom bucura. Ce frumos va fi în cerul când durerea se va termina și vom sta cu tine la masă, veșnic ne vom bucura. Dar până atunci bucurați-vă și îndecați, chiar de curg lacrimi pe obraz. Eu sunt cu voi în orice ceas. Dar până atunci bucurați-vă și îndecați, chiar de curg lacrimi pe obraz. Eu sunt cu voi în orice ceas. Ce frumos va fi acolo când necazul se va termina și la pieptul tău, Iisuse, ne vei șterge lacrima. Ce frumos va fi acolo când necazul se va termina și la pieptul tău, Iisuse, ne vei șterge lacrima. Dar până atunci bucurați-vă și îndecați, chiar de curg lacrimi pe obraz. Eu sunt cu voi în orice ceas. Dar până atunci bucurați-vă și îndecați, chiar de curg lacrimi pe obraz. Eu sunt cu voi în orice ceas. Este mult de șrabdă, vin ca să te iau acasă. După tine voi veni, mult nu voi mai zăbovi. Nu mai este mult de șrabdă, vin ca să te iau acasă. După tine voi veni, mult nu voi mai zăbovi. Dar până atunci bucurați-vă și îndecați, chiar de curg lacrimi pe obraz. Eu sunt cu voi în orice ceas. Dar până atunci bucurați-vă și îndecați, chiar de curg lacrimi pe obraz. Eu sunt cu voi.